Dragii mei, vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a acordat. Sunt bucuros ca în această zi să fim împreună și să lucreze Duhul lui Dumnezeu încât să simțim fiecare dintre noi responsabilitățile care sunt asupra noastră. Există un paragraf sau o idee din spiritul profetic care e ca și o făgăduință făcută de Dumnezeu pentru noi și în solia alese, pagina 101, spune: a sosit timpul când trebuie să așteptăm ca Domnul să facă lucruri mari pentru noi. Când citești propoziția asta, chiar te gândești că Dumnezeu este dispus să facă lucruri deosebite pentru poporul său. Și aici spune că a sosit timpul când Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru noi. Și ca să înțelegem ce lucruri mari ar vrea să facă Dumnezeu pentru noi, pentru că ne putem gândi la multe, nu? Și în același timp, parcă am putea să-L limităm pe Dumnezeu, având în vedere și condițiile, poate, de lucru în care vom activa de aici încolo. Dar făgăduința din partea lui Dumnezeu este că puterea, nu, pe care ne-a promis-o, a spus că va fi cu noi până la sfârșitul zilelor, indiferent de perioadele mai critice sau perioadele mai favorabile de a lucra pentru cauza lui Dumnezeu. Dar el accentuează că, deși timpurile vor fi speciale, vrea să facă lucruri deosebite, lucruri mari pentru poporul lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim din a doua împărați, capitolul 4. Sunt câteva texte pe care le cunoaștem cu toții. Vreau să dau curs acestui pasaj unde spune: o femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știu că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Observăm în pasajul acesta pe care l-am citit, se vorbește foarte mult despre un de lemn, nu? Un ingredient care era foarte folosit în vechime. Era esențial, se folosea atât la pregătirea, să spunem, mâncării, la iluminare, la încălzire și chiar pentru vindecare. Iar Elisei, în această situație, îi spune văduvei să se ducă să împrumute din afară multe vase, să le aducă în interior, să închidă ușa și apoi să toarne din acel un de lemn puțin care îl mai aveau în vase și observăm că Dumnezeu a făcut o minune. Ce aș vrea să învățăm sau care ar fi prima idee? Dumnezeu dorește să ne elibereze de un creditor nemilos. Și lucrul acesta îl poate face pretinzând pe poporul lui Dumnezeu ca fiind ai lui, doar când vasele noastre vor fi pline
de unde lemn. Din momentul acela, el nu mai are nicio putere asupra poporului lui Dumnezeu. Cât timp suntem lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, cât timp vasele noastre sunt goale, datoria aceasta o plătim din generație în generație și fără să ne dăm seama, el își atributul. Poate pe părinții noștri, pe copiii noștri, pe cei cu care am slujit împreună. Și spuneam, e un creditor nemilos pe care doar vasul umplut îl face să înțeleagă că nu mai poate să facă în final nimic. În Biblie vrem să citim, să vedem ce simboliza vasul și unde lemnul. În Faptele Apostolilor 9:15 spune, dar Domnul i-a zis, du-te că cel este un vas pe care l-am ales. Iar în 1 Samuel, capitolul 16:13, Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David. Biblia ne învață că Dumnezeu este olarul, iar noi suntem vase de lut. Iar aceste vase de lut, ca să aibă o întrebuințare de cinste, trebuie să fie pline de un de lemn. Și aș vrea ca din tema noastră de astăzi să înțelegem pe de o parte că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru noi și vrea să pregătim poporul lui Dumnezeu ca să primească revărsarea ploii târzii. Privim în jurul nostru și foarte multe vase sunt goale și foarte multe vase ne spune Dumnezeu că sunt în afară, din afară trebuie să aduse aceste vase, după care să închidem ușa și Dumnezeu pregătindu-i, nu? Ajutându-i să-L cunoască pe Dumnezeu să putem permite revărsarea ploii târzii a lui Dumnezeu. Când spun lucrul acesta, vreau să mai amintesc câteva texte și să vedem în ce context poate Dumnezeu să reverse ploaia târzie. Și acum cred că face referință la noi ca și slujitori ai lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 14:12, spune Dumnezeu, tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Deci după această declarație a lui Pavel, Dumnezeu va revărsa darul ploii târzii, va umple vasele noastre goale cu Duhul lui Dumnezeu, doar dacă suntem dispuși să lucrăm pentru zidirea sufletească a Bisericii lui Dumnezeu. Trebuie să fim responsabili și să înțelegem că suntem partenerii lui Dumnezeu, nu? Suntem colaboratorii lui Dumnezeu. A investit Dumnezeu foarte mult în noi și este menirea noastră să pregătim un popor pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Recunoaștem, nu? Odată ce suntem în stadiul în care ne aflăm, vasele noastre și ale noastre, nu? Ca și ale poporului, nu sunt pline. Sunt goale. Și Dumnezeu la aceasta ne cheamă ca să ne umilim, să răstignim euul și să-i permitem să ne folosească în această lucrare de zidire sufletească a bisericii. Nu știm contextul în care vom lucra în acești 2 ani. Nu știm ce ne rezervă nici măcar timpul din fața noastră imediat. Dar suntem chemați să lucrăm pentru frații noștri. Să lucrăm pentru ei. Unii sunt mai docili, alții sunt mai vulcanici, unii sunt mai spirituali, alții am putea spune că dacă ar depinde de noi, nici n-am pierde timpul cu ei. Pentru că recunoaștem că așa gândim de multe ori, dar chemarea lui Dumnezeu este să alinăm, să vindecăm, să ne aplecăm și în final să pregătim un popor care să poată primi darul ploii târzii. Și motivul principal pentru care îi umple Dumnezeu pe oameni cu Duhul Sfânt este descoperit în Faptele Apostolilor, capitolul 1:8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Cred că aici ar trebui și noi să ne cercetăm și să vedem ce înseamnă să fii martor pentru Dumnezeu sau cât timp din lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu
suntem în postura aceasta de a-L reprezenta pe Dumnezeu, de a vorbi cuvintele lui Dumnezeu și a fi martori pentru Dumnezeu. Cred că de cele mai multe ori ne-am încuiat și ne ocupăm doar de vasele din interior. Dar lucrarea noastră ca slujitori ai lui Dumnezeu, ca predicatori, ca misionari, este în primul rând să accesăm, nu, câmpul din extern, câmpul extern, câmpul din afară. Vasele sunt goale și gândiți-vă că a venit doar pandemia aceasta și imediat am stat fiecare liniștiți pentru că n-am știut cum să acționăm și n-am putut să facem nici planuri prea serioase și am fost mulțumiți că i-am mai vizitat pe frați, nu? I-am întreținut și n-am făcut un lucru rău pentru că acolo spunea, nu? Pentru zidirea sufletească a Bisericii lui Dumnezeu. Dar în același timp noi trebuie să fim martori pentru exterior. Noi trebuie să fim martori pentru lumea care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Avem solia, întreita solie, nu? Îngerească, care trebuie să fie propovăduită, trebuie să fie transmisă tuturor oamenilor cu putere, ca oamenii să poată să ia această decizie. Și vreau să înțelegem că există un pericol ca și noi care am slujit să rămânem cu vasele goale dacă nu suntem martori pentru Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta, cel puțin pe mine, m-a frapat oarecum, înțelegând că doar lucrarea de consiliere din biserică nu va fi o recomandare suficientă ca Dumnezeu să umple vasul meu. Pentru că, spuneam, motivul principal pentru care Dumnezeu îi umple pe copiii săi slujitori cu Duhul Sfânt este ca să fie martor pentru Dumnezeu. Și în momentul în care suntem dispuși ca să facem exact cum ne spune Dumnezeu, în Faptele 4:31 spune: toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. E un gând deosebit. Și gândiți-vă în ce condiție a lucrat, nu? Biserica primară, a fost prigoană, au fost obstacole și totuși vesteau cuvântul, spune aici, lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci Dumnezeu ne umple cu Duhul Său, cel Sfânt, ca să ne dea putere să-L mărturisim, să ne dea putere să-L prezentăm, să ne dea putere să-I avertizăm pe semenii noștri ca să poată să ia fiecare dintre ei o decizie. Este cu putință, nu? Am putea spune, să spunem dacă cineva este umplut de Duhul lui Dumnezeu sau nu. Nu ne vine greu să spunem dacă da sau nu. Dar în Matei, capitolul 7, cu versetul 20, spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Și acum să știți că de multe ori activitatea noastră, nu? Raportul acela oglindește dacă suntem slujitorii lui Dumnezeu doar, cum spuneam, pentru intern sau dacă chiar suntem slujitorii lui Dumnezeu, martorii lui Dumnezeu și avem pe suflet să-I avertizăm pe cei din, cu care venim în contact, avem o influență în această lume și cred că ne putem cerceta fiecare dintre noi și aceasta îmi doresc, nu să, cu siguranță că ne cercetează Duhul lui Dumnezeu, dar putem să tragem singuri niște concluzii, să ne putem analiza activitatea din trecut, să vedem ce am făcut bine, să vedem dacă se putea face mai bine, să vedem dacă putem să găsim noi oportunități de a ne apropia de oameni, iar pentru toate acestea, planurile omenești sunt slabe, sunt limitate, iar Dumnezeu promite că vrea să facă pentru poporul acesta, spunea, lucruri mari. O mână de oameni au reușit să întoarcă lumea acum 2000 de ani. Nici astăzi prea mulți nu suntem. Contextul în care poate vom lucra de aici încolo va fi nu cu mult diferit de cel din trecut, dar ei vesteau cu îndrăzneală. Ei erau martori pentru Dumnezeu și au făcut o lucrare deosebită pentru Dumnezeu. Ca să putem primi Duhul lui Dumnezeu, ca să putem primi botezul Duhului Sfânt, în Luca, capitolul 11, cu 13, spunea Domnul Iisus: deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Adică, care ar fi condiția? Să ne vedem nevrednicia, să ne vedem neputința, să vedem că suntem răi, să vedem că vasul e gol
Și doar când recunoaștem toate aceste lucruri, când ne umilim în țărâna Pământului, Dumnezeu va putea să lucreze din belșug, în primul rând în viața noastră și apoi să avem o influență pentru cei din jurul nostru. Deci am citit la început doar prima parte a acelui pasaj unde spunea că a sosit timpul când trebuie să așteptăm ca Domnul să facă lucruri mari pentru noi. Și continua ideea, înainte ca lucrarea să se încheie și înainte ca sigilarea poporului lui Dumnezeu să se sfârșească, vom primi revărsarea Duhului Sfânt. Aceasta este, cred că, cea mai măreață lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă. Și ca să pregătim un popor, vreau să înțelegem că Dumnezeu, știți din ce cauză nu revarsă Duhul Sfânt în plinătatea Lui astăzi? Pentru că comunitatea spune nu lucrează. Atunci care este rolul responsabilului? Care este rolul pastorului? Care este rolul slujitorilor lui Dumnezeu? Cred că ne apropiem cu pași repezi și Dumnezeu vrea să-și încheie lucrarea. Dacă noi suntem dispuși să lucrăm în condițiile în care ni le prezintă Dumnezeu, vom putea să pregătim un popor care să fie partenerii noștri în această lucrare de evangelizare a acestei lumi care se pierde. Deci vom primi, spune aici, revărsarea Duhului Sfânt. Și făgăduința că nu vom fi lăsați singuri, spunea, îngerii din cer vor fi în mijlocul vostru. Făgăduințe minunate, dragii mei, din partea lui Dumnezeu. Acum aș vrea să găsim adevăratul motiv de slujire și ar trebui să ne aplecăm asupra textului din Matei 20:28, unde spune Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și acum să ne gândim cum a lucrat Domnul Iisus Hristos. Natura noastră, și eu sunt unul dintre aceia care dau înapoi și aș vrea ca altul să poarte responsabilități. Și cred că nu e o experiență limitată, ci cred că fiecare dintre noi, dacă am putea, nu? Ne-am dorit o activitate mai liniștită, ne-am dorit o activitate în care frații să fie mai docili. Toți oarecum parcă ne-am vrea să luăm un anumit câmp de activitate, cunoscând că poate sunt și anumite probleme. Dar nu aceasta este motivația, ce am descoperit-o în viața Domnului Hristos. În Hristos, Lumina Lumii, pagina 551, capitolul 60, spune în mijlocul ucenicilor săi, deci acolo unde trebuie să lucrăm și noi, în popor, în mijlocul lor, spune Domnul Hristos era în orice sens un purtător de grijă. Un purtător al poverilor. El a fost părtaș la sărăcia lor. A practicat lepădarea de sine în folosul lor, a mers înaintea lor pentru a înfrunta dificultățile și în curând urma să-și încheie lucrarea pe pământ dându-și viața. Principiul pe baza căruia lucra Hristos trebuie să fie îndemnul la lucru și pentru membrii bisericii care este trupul său. Iubirea este planul și temelia mântuirii. Care ar trebui să fie responsabilitatea noastră? Nu să mergem doar să le predicăm, să le mai atragem atenția că poartă batic sau că o fustă e mai lungă sau că o fustă e mai scurtă. Sunt cerințele lui Dumnezeu, dar ne confruntăm cu astfel de probleme pentru că nu mai este emulația aceea, nu mai este bucuria aceea că noi chiar suntem așteptători ai Domnului Hristos. Puțin dintre noi cred cu toată ființa că Domnul Iisus revine, nu? Și atunci ce ar trebui să facem? Care este lucrarea noastră? Spune, ajutați pe toți să vadă că ei, ca primitori ai Harului lui Hristos, au obligația de a lucra pentru Dumnezeu. Dacă încercăm să facem o acțiune, puțin sunt cei care vor răspunde. Și nu mă refer la neapărat la lucruri mari, dar puțin simt, nu? Că au putea să încurajeze pe cel care este descurajat, că ar putea să primească în casa lui pe cel flămând și gol. S-a strâns inima, s-a strâns și buzunarul în dreptul multora. Ne pipernicim pentru că
nu mai avem pe suflet dorința de a-L împărtăși pe Hristos și celor care nu-L cunosc. Spune, ajutați-i pe toți să vadă că ei, ca primitori ai Harului Hristos, au obligația de a lucra pentru Domnul. Și aici ne spune, pentru fiecare este ceva de făcut. Fiecare suflet care crede adevărul trebuie să-și ocupe locul lui zicând, iată-mă, trimite-mă. Biserica lui Dumnezeu este mijlocul stabilit de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire și misiunea ei este de a aduce lumii Evanghelia. Cred că vasele vor fi pline în momentul în care Biserica lui Dumnezeu va lucra exact după cum spune și Cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că aceasta este misiunea noastră, aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru noi, ca să pregătim un popor să lucreze pentru Dumnezeu. Dacă vreți să notați, mi s-a părut iarăși un gând deosebit în Testimonies, volumul 6, pagina 436, capitolul Chemări la slujire și subcapitolul Tinerii să fie misionari. Spune, fie ca cei care au în grijă turma lui Hristos să se trezească la datoria lor și să pună multe suflete la lucru. Aceasta este misiunea noastră și Dumnezeu vrea ca toți să purtăm responsabilități. Acum nu trebuie să ne gândim la lucruri deosebite, dar ne putem da seama că nici nu facem cum spune Dumnezeu dintr-un simplu motiv, că nu avem în bisericile noastre ora de experiență. Nu este nici pastor care să aibă ce să spună, nu este nici membru care să aibă ce să spună. Sau dacă sunt experiențe, fie din partea unui pastor sau fie din partea unui membru, ele sunt de cele mai multe ori rare, nu? Sunt sporadice. Trebuie să acceptăm o anumită realitate ca să îi permitem lui Dumnezeu să poată să lucreze cu noi și în final ne dorim mântuirea sufletului nostru, a familiilor noastre și a celora pe care Dumnezeu ne-a chemat ca să-i păstorim. În Review and Herald din 1888 spune, desfășurați înaintea lui Dumnezeu fiecare plan cu post. Cu omilirea a sufletului înaintea Domnului Iisus și încredințați-vă căile Domnului și promisiunea sigură este, El îți va conduce cărările. Vom face planuri să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, ce spune aici, ne va netezi cărări. Dacă e nevoie, va face un drum prin pustie, va face un drum prin Marea Roșie, dar important este să fim călăuziți permanent de Duhul lui Dumnezeu, această putere să ia în stăpânire întreaga noastră ființă. Putem depune cele mai bune eforturi umane ale noastre, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Fără botezul Duhului Sfânt nu se va vedea niciun rezultat pozitiv. Și nu e așa că sunt comunități care ne fac probleme? Când vorbim despre interior, de ce? Pentru că e posibil să lipsească Duhul lui Dumnezeu de acolo. Și să lipsească Duhul lui Dumnezeu în dreptul meu și să lipsească Duhul lui Dumnezeu în dreptul membrilor. Și spune aici, nu e de mirare, sunt eforturi umane bune. Dar dacă lipsește Duhul lui Dumnezeu, ne învârtim în același cerc vicios și nu găsim cele mai potrivite soluții. Călăuzirea și puterea Duhului Sfânt sunt absolut necesare dacă vrem să avem succes în câștigarea de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Evanghelizarea acum 70:3. Binecuvântarea Domnului va veni peste acei membri ai comunității care participă astfel la lucrare, adunându-se zilnic în grupe mici spre a se ruga pentru succesul ei. Nu e un lucru, am putea spune, greu, nu? Dacă să-l aduci acolo pe membru, el trebuie să-l rupi de unde este inima lui, nu? Deci n-ar fi un lucru greu ca să ne putem ruga pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne deschidă noi căi. Și zic că sunt lucruri care pot fi făcute de fiecare. Ideea, știți care, sau concluzia la care am ajuns, poate e greșită, poate o să o împărtășiți, e că ducem o viață fără idealuri.
Și atunci, care ar fi soluția? Să stabilim noi ținte, să ne propunem să lucrăm poate diferit, ca Dumnezeu să poată să facă lucruri mari pentru noi. O viață lipsită de idealuri e o viață în care te-ai invadat sau te-a cuprins rutina. Aceeași lucrare pe care o faci de ani de zile și aceeași lucrare tragem concluzia că nu e potrivită dacă Dumnezeu spune că bisericile nu sunt puse la lucru. În altă parte spunea Dumnezeu în slujitorii, nu știu exact în ce mărturie, ne vorbește despre acel maestru care a fost concediat pentru că el făcea tot lucru, iar 6 oameni erau angajați, îți primeau salariu și nu făceau mai nimic. Încercați să extrapolați imaginea aceasta și gândiți-vă dacă nu de multe ori facem, nu spun că am făcut poate totul, dar uneori, nu? Am făcut poate unii în anumite perioade, chiar poate peste puterile noastre, fiind și zidar și constructor și răspunzând la multe lucruri, întreținând și casele de rugăciune, plătind și facturile și ceilalți efectiv, mulți dintre ei nu fac nimic. Nu e o virtute în dreptul nostru și nu e o apreciere din partea lui Dumnezeu, cred. Cred că puterea noastră trebuie să derive din îmbrăcarea noastră cu putere de sus. Să ai puterea, nu? Să faci o echipă, nu? Cu cei pe care Dumnezeu ți-a încredințat să-i păstorești, să aduci și pe alții din afară în interior, să închizi ușa și acolo, nu? În simțământul prezenței lui Dumnezeu să ne putem pregăti pentru revărsarea Duhului Sfânt, ca vasele noastre să poată să fie umplute. Nu este de mirare ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 15:5. Dacă nu rămâne cineva în idealurile mele, dacă nu rămâneți în mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămânem în idealurile Lui, nu putem face nimic ca să aducem la îndeplinire idealurile Lui. Cred că fiecare dintre noi să ne aștepte bunul Dumnezeu și îmi doresc ca să putem lucra având pe suflet, cel puțin, nu? Gândul acesta să lucrăm pentru cei din biserică, dar să încercăm să ne lărgim raza de activitate și să putem ajunge cu mesajul Evangheliei și la cei din exterior. Amintiți-vă ce spunea Apostolul Pavel lui Timotei. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Dumnezeu a investit în noi, am fost aleși de Dumnezeu prin biserică, purtăm responsabilități și trebuie să pregătim acest popor. De fapt, acolo va fi examenul final. Pregătind poporul, vom fi mântuiți și noi. Dacă nu dăm un sunet clar din trâmbiță, iarăși, nu? Poporul nu va veni sub steag. Problema, cred că, este și de consacrare în dreptul fiecăruia dintre noi. Și când spun lucrul acesta, o spun în dreptul meu, pentru că din natura mea, sunt mai comod, iar chemarea care ne face Dumnezeu implică mai multă jertfire, nu? Și sacrificiu și lepădare de sine din partea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze, vreau să îi mulțumim pentru că El este dispus să facă aceste lucruri mari pentru noi. Amin.